Bine v-am găsit! Probabil că în viitorul apropiat vom avea un manual de utilizare a corpului uman care ne va permite să depășim limitele acceptate în acest moment pentru biologia noastră și pentru abilitățile mentale. Până atunci, nu putem decât să întrezărim potențialul uriaș pe care îl avem, apelând la experiența unor oameni care și-au depășit limitele și ne pot povesti cum este dincolo de ele. Pentru a discuta un astfel de lucru incitant, l-am invitat alături de mine astăzi pe domnul Vasile Oșan, medicul coordonator al loturilor olimpice de canotaj și atletism ale României, medicul coordonator al clinicii de kinetoterapie și fizioterapie Medisport Line din București, unul dintre cei 4 membri ai echipajului Atlantic 4, prima echipă de români care a traversat Oceanul Atlantic vâslind, echipa care a stabilit în anul 2018 un record mondial greu și imposibil de depășit, după părerea mea, de o altă echipă. Domnule doctor, bine v-am găsit și mulțumesc pentru că ați acceptat invitația să veniți în această emisiune. Eu mulțumesc de invitație și mă bucur că avem ocazia să mai discutăm și despre subiecte care nu țin de breaking news, țin de viața de zi cu zi și care ar putea să îți dea un plus dacă ești atent la ele. Da, aș începe pentru că sigur vreau să vorbim despre tehnicile pe care le folosește cineva cu o astfel de performanță din punct de vedere mental, din punct de vedere fizic, pentru că sunt niște secrete. Sigur că nu se pot spune toate lucrurile acum. Aș începe cu această realizare, cu această experiență excepțională de traversare a Oceanului Atlantic, care nu este de aici de colo, din anul 2018. Practic, 5.000 de kilometri am calculat. Înseamnă, au fost străbătuți în 38 de zile și niște ore. Asta înseamnă o medie cam de 130 de kilometri pe zi. 4 oameni au vâslit zilnic 130 de kilometri prin valuri, prin furtuni uneori, pentru a stabili un record mondial. Să spunem că vechiul record mondial, care era de ceva vreme și se considera că este greu de bătut, e în acest moment cu o săptămână mai în urma recordului stabilit, cel puțin de echipa aceasta Atlantic 4. Cum ați reușit această performanță? Păi s-au întâlnit doi oameni și-au pus în minte să facă ceva deosebit. S-au gândit cum să facem să aducem lângă noi și alții care să aibă o gândire măcar asemănătoare cu noi. Și uite așa am pus la punct un plan, să spunem, de racolare a altor două persoane. Surprinderea noastră a venit în momentul în care peste 260 de oameni și-au arătat intenția. Apoi ne-am lovit de un alt obstacol și anume cum îi triem, cu ajutorul unei firme specializate în partea asta de triaj și de, să spunem, profil psihologic, cum să găsim o compatibilitate cu noi, am reușit să alegem 10 din cei 10, ușor cu ușor, s-au selectat cei doi noi componenți ai echipei. Noi am plecat la drum cu o perspectivă foarte, spunem așa, măreață. În mintea noastră făceam această traversare pentru a strânge fonduri, să ajutăm la construirea unui centru pentru copii cu dizabilități permanente sau un stadiul final de boală, deci pentru îngrijire paliativă. Asta a fost scopul nobil din spate numărul 1. Al doilea scop era ca plecând din decembrie 2017, cândva ajungând în 2018, să fie modul nostru de a participa la marele eveniment România 100. Așa am plecat. Ne-au luat 2 ani de zile să ne antrenăm fizic și o parte dintre noi după puteri mai mult sau mai puțin psihic, pentru că e foarte importantă pregătirea asta mentală. Am spus psihic pentru că e mai pe înțeles oamenilor, că procesele dinăuntru tău duc mai mult spre partea asta de
rațiune decât spre partea de emoție. Și atunci, dacă aș fi spus doar mental, mental înseamnă strict matematic. Și o să-l precizăm mai poate parcurs emisiunii cam cum vine această împărțire matematică a creierului, astfel încât să corpul să aibă rezultatele dorite de tine la nivel rațional, pe mica aia fracțiune a creierului pe care o folosim noi. În fine, am plecat la drum mânați de aceste obiective, mărețe de altfel, și pe măsură ce ne-am aventurat, ne-am dat seama că aceste obiective chiar nu aveau legătură cu realitatea, de fapt. Acolo în teren, dacă nu ai în mod real un alt obiectiv al tău personal, adică acea motivație intrinsecă de a merge mai departe, aceste lucruri din exterior, aceste componente ale motivației extrinsece, pălesc în fața pericolului iminent. În viața noastră de zi cu zi, în care ne punem tot felul de măști pe noi, precum, spunem, foițele la o ceapă, putem fi oricum, oricât de buni, oricât de, să spunem, orientați în social, filantrop și cum vrem noi să mai fim, dar acolo, când ești cu pericolul imediat lângă tine, adevărata ești realitatea sau ta nu ești? Este la suprafață. Acolo, exact, acolo este ești sau nu ești. Adică ești în direcția care ai crezut tu că ești sau nu. Nu există zonă gri. Și ne-am descoperit multe lucruri acolo. Lucrurile respective care le-am descoperit spre bucuria noastră au fost cele care ne-au mânat să mergem mai departe. Că dacă nu le descoperam, eram de mult acasă, renunțând. Pentru că, repet, nicio motivație extrinsecă nu este suficient de mare să riști în acele momente. Tot, până la urmă. Imaginați-vă o furtună care să dureze aproape 14 ore, dintre care aproape 12 ore să fie noapte. Tropice, 12 ore zi, 12 ore noapte. Noaptea în care nu vezi nimic, beznă, valuri uriașe, mai mult barca sub apă decât pe apă. Barca fiind una specială care se putea închide cât de mult? Era închisă partea din față și din spate a bărcii, două cabine mici, o cabină de o persoană cumva în față și cu două persoane, hai trei dacă stăteam ca sardelele, în spate încăpeam. În rest, barca e deschisă pe mijloc ca să ai loc de vâslit. Da. Adică, și în momentele astea în care era acea furtună cu valuri uriașe, membrii echipajului ce făceau? Erau băgați în cele două părți? Sau? În partea de furtună la care mă refer eu acum și am adus discuția, cea de noaptea de 21 spre 22 decembrie, eu am stat singur pe punte pentru că eu am fost responsabil de navigație, m-am pregătit special și pentru navigație și a trebuit să gestionez situația, dar că e foarte că important. Legat cu ceva de bineînțeles că asigurat. Odată ce ai căzut din barcă, nu trebuie să fie neapărat furtună. Curentul este suficient de puternic încât să îndepărteze și să nu poți întoarce barca să recuperezi persoana. E greu să recuperezi o persoană că stă în Oceanul Atlantic. Și o dată mai mult în timpul furtunii. Acolo a fost o conjunctură în timpul zilei, valuri puternice, s-a răsturnat barca, am reușit să o reașezăm. Eu am avut un accident, a trebuit să mă cos singur, așa, pe viu. Și apoi, urmând noaptea și furtuna, am rămas afară să dirijez barca, pentru că e foarte important cum se așează barca în raport cu, în raport cu valul. Exact. Da. Dacă valul vine din lateral, nu ai nicio șansă, ești efectiv măturat și șansele de supraviețuire scad drastic. Ales în momente când povesteam că nu mai contează din exterior. Dăm ce vrei tu, dăm trei palate și o să spun nu mulțumesc, eu vreau să trăiesc. Că realitatea de fapt îți spune în felul următor, orice ființă vie în fața morții ar mai vrea puțină viață, ar mai vrea să mai stea chiar puțin. Chiar și un om de 90 de ani. Se mai agață, orice ființă se agață vie. Încă de viață. Exact, orice ființă vie. Cu atât mai mult noi care știam că aveam acasă oameni dragi care ne așteptau, familii cu copii, soție și prieteni. Adică nu ești dispus să renunți la aceste, să spunem, unguente ale vieții, că sunt unguente sufletești. Și pălește orice din exterior. E, acolo e momentul în care trebuie să faci diferența. Și că ați pomenit la începutul emisiunii în introducere despre loturile de atletism și canotaj, despre sportul de performanță, sunt elemente întâlnite la cei care reușesc să facă marea performanță, și deși mulți dintre ei nu realizează. Adică
cumva procesul de a te antrena pentru ceva, acel proces care vine pas cu pas matematic, în care antrenorul spune, uite, aceste norme de control îmi vor spune că tu vei avea performanța asta. Și tot așa, matematic cumva, poți să ajungi la ideea că antrenând într-un anumit mod fizic, vei avea o anumită performanță. Da, doar că nu discutăm despre roboței, ca să aplicăm strict matematică, și atunci intervine partea asta de mental, care te poate duce mult peste ceea ce ai calculat sau mult sub. Poți să fii foarte antrenat, dar rezultatul antrenamentului să fie un dezastru, pentru că mental nu duci mai departe. Adică mental nu întâlnești în interiorul tău pe acel de ce personal. Da. Și aici... Trebuie căutat cu sufletul. Exact. Aici e de fapt. Trebuie căutat cu sufletul. Nu ți-l poate da cineva. Uite, a trebuit să faci pentru asta. Nu există. E acea introspecție în care tu să mergi în interiorul tău suficient de profund și adânc să-l găsești sau să-l ai sădit acolo în perioada copilăriei, chiar dacă, să spunem, valurile vieții te fac să uiți de respectiv element, la un moment dat, în momentul critic, când te reîntorci la rădăcinile tale adevărate, îl redescoperi. Și atunci vezi dacă ești sau nu ești, cum spuneam mai înainte. Această capacitate de control mental, de accesarea unor resurse mentale speciale, această putere psihică pe care trebuie să o dovedești în astfel de situații. În cazul dumneavoastră special, are vreo legătură și cu călătoriile în Peru, în care ați căutat șamanii, păstători ai unor taine străvechi, adică acele călătorii făcute în jungla din Peru, și contactul cu șamanii de acolo, au adus vreo informație, ceva care a ajutat la această performanță? Fără doar și poate este plus valoare, clar. O plus valoare chiar consistentă. E foarte important din când în când să schimbi și doar mediul în care trăiești. Te-ai dus într-un alt mediu, vezi alte concepții, îți lași mintea suficient de deschisă ca o pâlnie să captezi informații, le treci prin propria sită, să vezi ce ți se potrivește, ce nu, ce are sens, ce nu are sens, ce poți mai târziu să integrezi și dintr-o dată ai crescut, te-ai dezvoltat. Dar trecând dintr-o societate sau celulă civilizată, cum suntem noi, civilizată din punct de vedere economic, trecând într-o zonă în care din punct de vedere economic sunt față de noi net inferiori, vezi de fapt că echilibrul care există în orice e compensat de o parte spirituală foarte bine dezvoltată, care lumea modernă a cam pierdut-o. Pentru că dezvoltare financiară mare, puțină spiritualitate. Mai puțin financiar, mai multă spiritualitate. Echilibrul se păstrează permanent. Nu ai cum să spui că cineva are mai mult sau mai puțin. La fel au. Dacă stai și analizezi în profunzime lucruri, cam la fel au toți. Doar că ponderea uneia sau alteia e diferită. Și atunci, schimbând un exemplu dat în Peru, numai că în prima fază este șocul. Cum faceți voi asta? Adică să ajungi să stai de vorbă cu un om, cum am avut șansa la un moment dat eu, să mă uit la el, să aștept o persoană intermediară care era translator și nu mai venea, și la un moment dat omul uitându-se la mine să-mi zică, ok, tu pentru ce ai vrea să te rogi? Și o să mă uit la el, să-l aud perfect într-o limbă română perfectă, să mă uit la el și să văd că n-a mișcat nimic. Nici o grimasă, nici o ușchișoară de pe față. Exact, totul mi-a transmis direct mesajul și am zis, nu, nu se poate. Mi s-a părut mie. Sigur mi s-a părut, da, eu sceptic de la... Adică vorbesc din primele contacte. Cu timpul am gândit altfel, dar la început spuneam, nu, n-ai cum, e imposibil, stai puțin. Și m-a întrebat din nou și am zis, ok, dacă tot mi se pare mie că o iau razna pe aici, ce ar fi să duc cu testul mai departe și să-l întreb în română. Și am început să vorbesc cu el în românește. Și eu îi spuneam în românește voce tare, cum puteam și eu să exprim ceea ce aveam de exprimat, el se uita la mine, zâmbea și l-auzeam fix în cap cu răspuns.
E foarte interesant. Oricum îi anunț pe cei care ne urmăresc că nu o să intrăm foarte mult în această poveste deosebit de incitantă a călătorilor în Peru și întâlnirilor cu șamanii, pentru că vom înregistra o a doua emisiune în care vom vorbi despre o paralelă între șamanismul sud-american și șamanismul dacic, în condițiile în care invitatul meu, domnul Vasile Oșan, a adus la un moment dat din Peru un șaman în zona cetăților dacice pentru a vedea ce simte acel om în spațiile sacre ale geto-dacilor. Vom dedica o emisiune acestui subiect. Am pus întrebarea special pentru a putea anunța această emisiune, dar și pentru că are legătură cu performanța în traversarea Atlanticului, pentru că, cu siguranță, momentul în care te confrunți cu un asemenea eveniment, deja toate concepțiile pe care le avem noi ca occidental despre ce se poate, ce nu se poate cu mintea și cu psihicul uman, cad. Adică se sparg niște limite și precum în epigenetică, schimbarea mediului generează activarea sau dezactivarea altor gene sau altor programe genetice. Până la urmă, schimbarea mediului din această perspectivă, cu siguranță că a dărâmat limite și a permis minții celui care s-a confruntat cu asta să creadă că e posibil mai mult și crezând, sigur că obții mai mult atât. Uite, aș vrea să duc discuția un pic înspre partea asta de șamanism ca explicație vis-a-vis de drumul pe care l-am parcurs eu. Eu sunt creștin ortodox. Pentru mine, în felul în care am fost crescut, ideea de șamanism însemna păcat. Să accept că există o altă formă de exprimare a spiritualității a fost un drum foarte dificil. Foarte dificil. Și atunci, pentru mine, șamanismul însemna așa, un fel de obicei în care magia neagră este la ea acasă. Cam așa am plecat eu la drum. Adult, tânăr, nu copil. Deci eram deja adult, tânăr, aveam 30 de ani. Adică, ușor cu ușor am început să înțeleg că șamanismul nu este nici despre magie neagră și este o... efectiv o denumire empirică dată unui mod de a trăi, unui mod de a vedea viața, exact, unui mod de a vedea viața, unui mod de a te comporta cu tine și cu cei din jur. Și ce să vezi? Că principiile de bază sunt identice cu cele cu care am fost crescut în creștinul ortodox practicant. Și am zis, bă, nu se poate. Cum, ceva mi se pare mie. Poate încerc eu să interpretez, să îndulcesc un lucru ca să justific de ce m-am dus să-l cunosc. Dar nu e așa. Am intrat în profunzimea lucrurilor și lucrurile sunt total diferite. Partea asta spirituală nu poate fi acaparată, din punctul meu de vedere, de nicio denumire de religie sau mod de exprimare spiritual. Pentru că totul ține, de fapt, de echilibrul acela care reușesc să-l păstrez încât să nu perturbe echilibrul altei persoane. Și toate aceste zone de echilibru din jur să creeze o armonie. Atunci poți să spui că ești o persoană spirituală. Dacă tu creezi armonia asta mergând și rugându-te la biserică, este un mod. Dar dacă ai ieșit din biserică și te-ai înjurat cu vecinul, nu mai este un mod. Este doar așa, o mască. Același lucru peste tot. Observi însă, în momentul în care mergi, cum am mers eu, în Peru și ai de-a face cu o familie de șaman în comunitate, observ că lucrurile stau diferite. Noi am plătit o sumă de bani pentru acomodare acolo, pentru cazare, masă, pentru... A venit omul, a pus bănuțe pe masă și a plecat. Pe o masă în curte. Și mai venea câte unul altul în vizită, mai lua câte o bagnotă, pleca. Și am zis, dar vezi că mai vin și îți iau din bani. A, păi nu sunt banii mei. Păi zic, cum adică? Păi sunt banii comunității, că fiecare și ia ce are nevoie, nu și ia mai mult. Ce concepție? Eu mă gândeam, cum ar fi la noi să pun în piața universității așa o valiză cu bani, să văd să-și ia fiecare cât are nevoie. Cred că prima la toată valiza așa plecat. În istoria geto-dacilor se știe că ei trăiau în acele vremuri în așa numita devălmășie. Lucru care s-a păstrat până nu demult, în sensul că aveau terenuri comune, se cultiva în comun și toată lumea beneficia de ceea ce avea nevoie din roadele
pământului sau... E un concept, într-adevăr, care arată un nivel înalt de spiritualitate și principii etice și morale care mai sunt locuri în care mai e agățat în copac, pe lângă un gard, știu eu, chiar niște bani sau merinde pentru trecători ca să aibă... Da, face parte exact din ce spuneam eu. Dezvoltarea economico-financiară și dezvoltarea spirituală, invers proporționale, cele două, da, când una, când cealaltă. E, uite, dacă ne uităm în sport, în efortul fizic, în disponibilitatea spre efortul fizic, ce observăm? Că marea majoritate a sportivilor care au reușit să demonstreze la nivel mondial că sunt elită, sunt cei care vin din familii defavorizate economic. Vin și sunt învățați cu ce spunem noi, cu greul. Bine, dacă am dat un pic așa puțin timp în spate și să auzim din vorbele bătrânilor care zic că vremurile grele, da, șlefuiesc oameni puternici și vremurile așa de uzur, de huzur, nasc oameni slabi, sunt cât se poate de reale. Cu cât ești învățat de mic într-un mediu mai aspru, de fapt ce faci? Nu sărăcia te călește, ci mediul respectiv te face ca în interiorul tău să-ți găsești alte principii de viață, să-ți găsești alte resurse, alți piloni pe care să te bazezi. Și aia sunt pilonii de bază în energia de mai târziu. În energia de mai târziu mă refer în energia de a merge inclusiv la un serviciu, de a fi foarte serios în munca pe care o faci, de a fi meticulos, de a fi organizat, multe alte repere. Părinții care își iau copiii de mici și lasă că fac eu, ba lasă că fac eu, orice copilul să nu facă că vrea părintele să-l ajute, nu ajută. Îl lipsesc pe copilul respectiv de o experiență, exact, de o șansă de a învăța încât mai târziu să fie mai puternic. Să nu înțelegem de aici că trebuie să punem de acum copiii să care saci de ciment sau să bată cu târnacopul la o vârstă fragedă. Nu asta e ideea, să fie viața grea. Viața modernă grea poate să fie o viață plină de provocări mentale, plină de încercări în care să-l pui pe copil într-o situație în care să găsească o soluție. Și atunci când vine rândul de a, un exemplu nostru, de a excela în sport, da? În momentul în care practică respectivul sport, dacă are așezat în interiorul lui acele valori pe care și un antrenor poate să vină în plus să lucreze, atunci iese performanța. Deci, bineînțeles că unii sunt talentați, alții nu. Până la urmă contează ce e în interior. Bineînțeles. Pentru că un om cu talent poate să piardă în fața unui om cu mai puțin talent, dar cu voință și cu perseverență și cu motivație mai puternică. Așa este. Sunt sportivi foarte talentați pe probele lor și dacă nu au sădit în interior acele valori care să-i facă să se antreneze constant, să se antreneze eficient, să se antreneze conștient de ceea ce face și prezent, nu vor ajunge la performanțele altora care nu au talent, nici fizicul poate nu îi ajută la fel de mult, dar sunt foarte motivați să facă respectiv lucru și îl fac în mod constant. Păi, înainte de startul cursei peste Atlantic, am surprins seara după ceremonia de deschidere, am surprins un moment în care directorul de competiție împreună cu câțiva reprezentanți din organizare din Marea Britanie băteau pariu în ce zi vor renunța românii. Deci asta se discuta acolo. Da. Bine, se uitau la noi, 1.72. Normal, în mintea lor ce pot să facă pitici ăștia. Noi aveam barca cumpărată second hand de la cei care aveau deja recordul, 4 englezi. Când am luat barca de la ei și am fost efectiv să-i cunoaștem, la James, ca să-l cheamă pe unul dintre ei, îi ajungeam aproape aici, în capul pieptului. Deci erau niște namile. Peste 1.90 toți. Foști canotori. Și înalți, și mușchi. Și bineînțeles că noi am luat barcă, noi am concurat la categoria pure class. Adică
acea categorie a bărților clasice, cele grele în care trebuie să vâșlesc ca să se deplaseze. Că mai erau și alții care au participat pe o altă clasă de barcă, bărci ușoare, cu partea din fața mai ridicată, spatele mai coborât din cabină și atunci vântul suflă și se duce pe vânt foarte ușor. Adică bărci foarte ușoare. Aia sunt alte categorie de bărci. Câți au concurat la această probă? Uite, chiar acum nici nu mai știu exact numărul. Chiar dar, nu mai știu, dar au fost destul de mulți, nu? Au fost mulți. Zeci de echipaje? Nu, 10. În principiu, în concurs s-au luat startul 29 de echipaje, au ajuns la finish 24. Dar pe Pure Class chiar nu mai știu acum câți erau. Cred că 8-9 echipaje au fost, ceva de genul ăsta, da. Ce e important pentru mine este că în momentul în care noi am ajuns la finish, între noi și locul 2, mai erau încă 700 de mile diferență. Adică Marea Neagră de la Mangalia până în Batumi, Georgia. Peste 1000 de kilometri, 1000, vreo 300 de kilometri, cam așa. Adică și-au ajuns după 8 zile, după ce am ajuns noi. Adică ei au respectat cumva graficul vechiului record. Deci și recordul a fost bătut cu 7-8 zile. Cu 8 zile. Cu 8 zile. De fapt, nu, cu 6 zile ne-am bătut recordul, cu 6 zile. Locul 2 a ajuns la 8 zile, cumva la 2 zile de la vechiul record. Da. Noi am făcut 38 de zile, vechiul record era de 44 de zile. Și interesant a fost că la startul cursei, ce înseamnă că pregătirea asta mentală, eu mi-am cântărit bine cursa, mi-am cântărit bine șansele. Știam ce am pregătit timp de 2 ani de zile. Știam cam ce voi putea eu da fizic. Că la început ne raportam fizic, cam cât aș putea să vâslesc, cam cu ce viteză aș putea să vâslesc încât să parcurg distanța asta în X zile. Da, așa mi-am încalculat eu de acasă. Și în calculele mele îmi ieșea sub 40 de zile. Dar în discuție cu colegii era ceva irealizabil, pentru că în mintea lor, dacă ne-am fi apropiat de 60 de zile, deja eram bine de tot. Și închizând paranteza, la startul cursei am fost întrebați cât timp vom face până pe partea cealaltă. Colegii, ca să se apropie cât mai mult de record și să cumva să dea o notă de încredere, au spus în jur la 46 de zile. Că 46 de zile și 4 ore și 12 ore și cam așa au fost ei cu pronosticul. Eu ne-am zis 21 ianuarie. Nu a reacționat nimeni, n-a zis nimeni nimic, însă după ce am ajuns în larg, calculând, unul dintre coechipierii îmi zice: Vasile, dar este imposibil. Păi, tu îți dai seama ce înseamnă 21 ianuarie? Și eu zic, da. Păi cum să spui asta? Păi, 21 ianuarie ajungem. Și pe 21 ianuarie la 10 seara am ajuns. Mai interesant este aceea că familiile noastre erau deja la finish, ne așteptau în Antigua, cu 2 zile înainte și le spuneau organizatorilor: vedeți că ăștia o să ajungă pe 21 seara. Și ei se uitau pe GPS. Imposibil, n-au cum. Pe 22 seara sau pe 23 vor ajunge. N-ați înțeles? Eu am vorbit cu ei la telefon și mi-au zis, cel puțin spuneau despre mine, că Fasi mi-a zis că o să ajungă pe 21 seara. Deci n-ai cum. Atunci ajunge, cunoscându-mă din trecut, prin modul în care mă exprim și când vorbesc, cu lucrul vorbesc. Ținând cont că cu cât timp înainte această echipă a stabilit un alt record traversând Marea Neagră. Da, e o altă istorie, că noi ne-am dus să ne antrenăm pe Marea Neagră și am reușit să ne antrenăm. Pentru competiția aceasta. Pentru recordul era de 29 de zile, noi am făcut 11 zile și 6 ore. Asta odată, doi, am avut și 3 furtuni prin care am trecut. Și cam așa am ajuns la finish. Cumva un antrenament a fost un antrenament speed, așa, flash. Revenind la finish, organizatorii n-au crezut și până în ultimul moment, iar pe 21, pe la ora 2-3, așa după amiază, ne-am trezit că vine o barcă cu motor în larg după noi și era o barcă din partea organizatorilor să vadă ce se întâmplă, cum de mergem cu viteza asta. Dacă nu e... Ne se părea ceva ciudat, pentru că barca în sine este o barcă grea, 2,4 tone, adică nu o barcă deci de... 2,4 tone... Atât avea barca cu noi, cu bagajele noastre, noi, greutatea noastră, noi atât trebuia să plimbăm zi de zi. Și normal că au venit în larg să vadă ce se întâmplă și la finish, după ce am coborât pe mal, vine directorul de competiție, mă bate pe omă și zice: man, are you real? Adică îi spărea șocant, cum? Că da. În momentul în care am venit în larg, eu sleam eu împreună cu Ionuț și am ajuns... Cu Ionuț Roșu? Nu. Ionuț este colegul meu de la clinică,
care am traversat. El era cu echiperul meu de vârstit. Noi am vârstit două ore, vârstileau doi oameni, două ore, încă doi oameni și tot așa. Iar eu am făcut echipă cu Ionuț. Așa. Și când am început să vârstim, că a venit organizatorul, am zis, hai să le arătăm și ăstora cum se vârstește. Și am intrat pe un ritm așa mai... Și fiind și ultima zi, după 38 de zile, nu se așteptau să fim așa într-o formă fizică bună, se așteptau să fim leșinați. Și am ajuns la 6,5 noduri pe oră, vâslit. Asta înseamnă, jur la 10 km, 10, aproape 11 km pe oră. Barcă de 2,4 ore. Și o alergare așa, mai, mai susținută. Și de asta era organizatorul, era, păi, cum? Cum? Însă, să spun și din culise, cum? Noi ieșeam la vâslit. Da? Pauză extrem de scurtă, în pauză respectivă trebuia să mănânci, să te speli, să faci de toate. Erai, aveai extrem de puțin timp să dormi, undeva la 4 ore jumătate, pe 24 de ore prindeai de odihnă, de fapt. Și când ieșeam la vâslit, chiar dacă am obosit, ne spuneam cu Ionuț, mamă, ce bine, hai la antrenament. Noi ieșeam la antrenament și ne spuneam mereu, mă, vă dați seama ce norocoși suntem noi? Îți imaginezi acum în București? Păi lucram de ne ieșeau capacele. Unde aveai timp să mergi la sală să te antrenezi? Și uite, noi avem privilegiu că 12 ore pe zi putem merge la sala de fitness să ne antrenăm. Și uite așa puteam văsli fără să ne deranjeze. Dar cum poate rezista corpul uman la un astfel de efort? Dincolo de puterea mentală, ce? Care sunt secretele? Că sunt niște lucruri, mai ales că pe Marea Neagră recordul a fost bătut cu... La jumătate a fost redus. Iar aici a fost îmbunătățit cu 6 zile și 14 ore. Deci, da? Partea mentală... Partea emoțională e foarte importantă ca doi oameni să lucreze în sincron. Și atunci, dintr-o dată, performanța crește foarte mult. Acum, individual, fiecare om funcționează în două moduri. Este modul fizic, în care se știe... Ceea ce mănânci produce anumit tip de energie, o consumi prin efortul fizic. Asta este așa în grosomodo. Și atunci aveam atenție la cantitatea de calorii pe care le ingeram ca să putem să ne apropiem de un necesar de calorii, cumva apropiindu-ne de numărul de calorii consumate în timpul efortului fizic. Aici ar explica strict fizic. Strict mental însă, acest proces de producere a energiei nu mai ține strict de alimente. Cu siguranță că o să fie suficient de mulți, Doamne, du-te mă de aici, că nu există așa ceva. Când o să ajungeți în nivelul respectiv, o să înțelegeți ce vreau să zic. Energia nu mai ține doar strict din ceea ce ai mâncat. Și? Ce se întâmplă? Ce alchimie? Se întâmplă altceva. Mecanismul de apărare a corpului spune, atenție, e prea mult, oprește-te. Să ne imaginăm o celulă. O celulă produce energie, da? Dar în același timp sunt și reziduri. Sunt diferiți, spunem, senzori în celulă. Sunt molecule de semnalizare redox, de exemplu, care îți spun că în celula respectivă s-au acumulat multe substanțe, reziduri, oxidanți care distrug celula. Corpul încearcă cumva să echilibreze. Când mecanismul prin biosignaling a corpului de a repara este depășit de mecanismul de distrugere, deja se declanșează alertă. Și atunci e senzația asta de oboseală în care trebuie să te odihnești. Asta este ce se îți transmite fizic corp. Și mental, de obicei, respecti. Dar dacă mental tu mergi mai departe și reușești să treci bariera asta în care aparent te blochezi, aparent acidul lactic în urma efortului fizic este suficient de mult încât să-ți producă blocajul, el te inhibă. Dar tu, trecând mental peste, se deschide o fereastră în care inclusiv aceste toxine sunt folosite ca surse energetice. Și trecând peste bariera aia aparentă a epuizării, se deschide un segment foarte larg a efortului fizic, în care poți să depui efort fizic mult timp și cu un aport caloric redus. Exemplu și celor care au cursă de anduranță mare. Da, știu. Da? Nu vorbesc doar de un maraton. Că zici că maratonul nu-i mare. Dar sunt cei care... oameni care alargă peste 24 de ore sau câteva exact. Zile fără sau să se oprească. Sau 7 zile non-stop. Să acumuleze cât mai mulți kilometri fără pauză. Curse de 270, de 500 de kilometri, de 700-800 de kilometri.
curse continue. Dați seama că dacă mecanismul ar fi doar de 1 la 1 ce am luat ca sursă de energetică e ceea ce consum, ar trebui să consume cantități uriașe de alimente pe care nu ar avea posibilitatea să le proceseze corpul cu atât de mare viteză. Nu e ca și cum aș spune, mașina merge doar că i-am pus combustibil, benzină sau motorină, nu i-am pus, nu merge motorul, că nu are de unde. Dar este robotul. Omul nu mai este robot. Plus că omul își modifică mecanismul în care produce energie. Că dacă la început îți taie bucățele de zahăr, o energie rapidă, imediat, explozivă, da, de scurtă durată. Apoi mergi pe carbohidratul mai mare, mergi pe aminoacid. Mult, 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 mult mai târziu, când nu mai ai alte surse de energie, trece și pe a folosi grăsimea, care are dita mai lanțul, care trebuie tăia bucățele în bucățele și câte o bucățică folosită ca surse de energie. Ca și cum avea un butuc și îl tai în bucăți mai mici să poți să-l pui pe foc în bucăți de lemne tăiate. E cam așa funcționează. Poți să aduci corpul, de exemplu, să se adapteze în astfel încât sursa principală de energie să fie proteică și lipidică. Este schimbare de metabolism. Și slăbește în situația asta? Sigur că da. Dar nu la modul radical cum te-ai aștepta. Adică... Exact. Eu am slăbit peste, în timpul traversării, 5,5 kg. Adică m-am chinuit să mă îngraș. Eu fiind constant între 72 și 73 de kilograme, am depus un efort deosebit să mă îngraș, ajung la 79 de kilograme și am terminat cu 73,5. Adică cât era normal într-o viață obișnuită. E, că după corpul a înțeles că efortul meu de a mă îngrășa mi-a servit unei provocări deosebite, am ajuns foarte ușor înapoi la 79 de kilograme și acolo stau. Deci din 2019 până în prezent, acolo sunt la 79 de kilograme. Nu mai am 72-73, am sărit la 79. Adică corpul meu, prin inteligența lui, a înțeles că cam asta ar trebui să fie. Pentru situația în care mai vine un efort de acest gen, mai vine trebuie să fie pregătit. În cazul în care mai vine o primejdie. Că nu știu dacă a văzut și mai efortul. Vine pe primejdie? Mai există vreun proiect? Fără doar și poate. Există și sunt multe pe listă. Se poate spune sau... Se poate și spune, bineînțeles. Sunt multe pe listă. Dar cel mai cel... Timpul disponibil, alocat, e cel care mă încurcă să nu fie mult mai frecvent aceste nebunii. Pentru că așa îmi sunt catalogate de către prietenii mei și mie îmi place să glumesc că sunt nebunii, deși în sinea mea eu identific cu mine și mă zic, mă, trebuie să fii nebun să faci asta. Și eu zic, da, de ce? Păi cum? Te dai seama ce periculos e? Și eu nu prea îmi dau seama că eu evaluez altfel pericolul, nu? E periculos să mângui un câine, dacă ți-e frică de câine. Da. Dar dacă tu ești învățat și nu ai nicio legătură și știi cum să vorbești cu el, nu mai e periculos, e o plăcere să te joci cu un cățel. E... Fiecare lucru, oricât de periculos pare, pregătește-l. Și atunci nu mai e periculos. Și da, uite, noi, eu sunt în un proiect Seven Summit, vrem să cățărăm cele mai înalte 7 vârfuri pe cele 7 continente. Deci treceți la alpinism acum. Alpinism din prin facultate încă făceam, doar că e o provocare în materie de alpinism. De fapt, e trekking montan mai mult și cu elemente pe anumite vârfuri și elemente de alpinism, doar că sunt elemente extreme. Pot să fie temperaturi extreme, cum o să fie, de exemplu, McKinley, în Alaska sau Antarctica, la fel temperaturi extreme, frig. Sau, adică, asta pot. Sau extreme de altitudine, Aconcagua, Everest, care sunt totuși peste 7.000 de metri, Everestul peste 8.000, adică aerul. Discutăm. Da? Asta este o provocare și cealaltă provocare, asemănătoare cu Atlanticul, va fi în 2025, în care vreau să fac traversarea Oceanului Pacific singur. Deci, e o provocare mai mare decât Atlanticul. Păi e mai mare, deci singur, Oceanul Pacific, câți kilometri? Sunt peste 5.000 de kilometri. Peste 5.000, între cele două puncte. Da. Puncte. Deci singur, tot într-o barcă la vâsle. Da. Ia, într-o competiție de acest gen, cum a fost cea din 2018, există nave care asigură protecția sportivilor care merg măcar în apropiere să le asigure ajutorul în caz de ceva?
Am să dau exemplu cursei peste Atlantic. Erau două bărci de suport, o barcă care mergea în față și una în spatele echipajelor. După primele două zile, echipajele s-au împrăștiat suficient de mult încât la un moment dat erau pe o lățime de 100 de kilometri. Așa împrăștiate, iar în lungime deja diferențele imense. Astfel încât o echipă de suport, ca să poată să ajungă la tine, presupune un efort de zile întregi. Uneori. Deci nu ore. Și atunci, în cazul în care se întâmplă ceva, ai sistemul SOS, ai emis, dacă există o embarcațiune în jur, la un moment dat poate să intervină. Adică, dar dacă regulile oceanului sunt foarte simple, tu ai o problemă și te intersectezi, cum era pe Oceanul Atlantic, dacă te intersectai cu un vapor care mergea din Brazilia în Africa de Sud și venea să te salveze, te luau la bord, dar nu te duceau înapoi în Antigua, nu vrei să ajungi tu. Da, da. Te trezeai în Africa de Sud, unde mergea respectivul vapor, adică regula e simplă. Da. Deci, așa va fi și peste Pacific, la fel echipă de suport, organizatorii oferă un suport măcar vizual, adică fiecare barcă este echipată cu un sistem GPS, iar ei, organizatorii, corectează toate aceste semnale GPS într-un site, pe un site și cumva cei de acasă pot să vadă aproape live poziția ta. Încă o întrebare care mi se pare că are sens în această discuție. De câte citeam eu, anumite servicii mai speciale din armatele mai tari ale planetei, probabil că și în România, sunt instruite pentru a se odihni rapid. Sunt învățate somnul rapid, în care într-un minut, 2, 3, 5, 10 se regenerează cât în 2-3 ore de somn. Ați apelat la astfel de tehnici? Adică practic tipul acesta de tehnică de foarte mulți ani. E greu de... Din 2010 am început să lucrez în direcția asta mental. În direcția, să spunem, eu spun a controlului mental. Adică să devii mult mai mult în controlul tău. Odată ce ai un control bun asupra ta, de fapt controlul se distribuie apoi și asupra lucrurilor din jur. Noi spunem se materializează. Dar... Strict la întrebare, o parte din acest control mental este controlul stării de odihnă. Și da, mie să adorm de ordinul secundelor. Deci dacă vă propuneți să adormiți, dacă îmi propun după 10 adormiți. Minute mă trezesc, după 10 minute mă trezesc, dacă îmi propun după 7 minute, după 7 minute mă trezesc și sunt odihnit. Și dacă v-ați propus să dormiți, în 10 secunde ați adormit. Liniștit, da. Asta e o mare realizare, pentru că majoritatea dintre noi ne confruntăm cu problema insomniei. Da, pentru că există acea gălăgie în cap. Gălăgie de gânduri. Când te-ai pus să dormi, atunci îți vin toate. Dar nu trebuie să fii instruit când te așezi să te odihnești. Respiri un pic să relaxezi corpul. Așa să îți spui stai liniștit că ești în siguranță. Și mental încerci să-ți golești mintea de gânduri. Să scoți orice gând. Poate la început îți ia un pic mai mult, dar după un timp îți ia la nivel de secunde. Și dacă un gând vine ostentativ așa, încerci să le eviți, dar el tot vine, îți pui mental de trei ori, anulează. Vezi că dispare efectiv gândul. Nu mai e. Poate să-ți vină un altul. Și tot așa, la început. Dar pe măsură ce practici asta, în... De curs de zile, nu vorbesc luni sau ani, de curs de zile, vei putea foarte ușor, prin 2-3 respirații profunde, să te relaxezi suficient de mult încât să adori. Pentru că atunci vei înțelege, de fapt, că nu somnul este o odihnă, ci somnul este o consecință. Dacă tu ți-ai relaxat corpul și mintea și ai intrat în starea respectivă de relaxare profundă, acea stare de relaxare profundă este partea somnului. Lumea caută partea profundă de relaxare și vrea să doarmă. Și se supără, se enervează că nu poate să adoarmă.
Și atunci, cu atât mai mult, nu vor adormi pentru că sunt și mai agitați. Scopul este, nu este să adormi. Scopul este să te relaxezi profund, astfel încât să poți să te odihnești. Și somnul vine firesc și natural. Iar cum te poți programa încât chiar după exact 7 minute să te trezești? Ce se activează la nivelul creierului? Ce programe încât să poți să lucrezi? Sigur, știm cu toții că există un ceas biologic. În momentul în care ești obișnuit să sune ceasul la 5:30 sau la 7 și dacă nu sună ceasul, în general la ora aia te trezești, pur și simplu pentru că s-a creat un reflex. Să explicăm cum. Da. Să explicăm cum. Ai punctat foarte bine programe, să nu uităm programe, să spunem, și ceasul biologic. Ce se întâmplă în timpul somnului? Frecvența creierului coboară de la 14 cicli pe secundă, se duce spre 7, poate chiar spre 4 cicli pe secundă, urcă înapoi, face aceste bucle. O buclă de somn are între 60 și 90 de minute, în medie, pentru o persoană neantrenată, o persoană în mod natural, turism natural. Cu cât prinde mai multe bucle complete în timpul somnului, cu atât este mai odihnită persoana. Și atunci ritmul biologic știe că mă trezesc la ora 6 dimineața, și atunci mă culc la 10, la 12, la 1 sau la 2 noaptea, când m-am așezat în pat, chiar dacă eu nu sunt conștient de ce se întâmplă, în inteligența lui, corpul uman și creierul știe cum să-și areze aceste cicluri de somn, încât la 6 dimineața când am deschis ochii să fie ok. Nu i-a ieșit și la 6 dimineața mă trezesc și frecvența creierului a destul de scăzută, senzația de somnoros, de somn insuficient, ai mai dormi. Aia se mai întâmplă când te fură după masa un somn din ăla de jumătate de oră și e cumva între aceste cicluri, deci nu e un ciclu complet, e și când te trezești, e mai rău ca după o noapte de nesomn. Adică pentru ești... cei care nu reușesc să-și regleze un ciclu, pentru că ciclul poate să fie și coborât neapărat foarte profund, poate să fie mai superficial, că atunci ciclul are o durată mai mică și îl poate încadra. Asta se întâmplă în mod natural. Ai amintit mai devreme de programe. În subconștientul nostru sunt programe în mod constant. Două elemente se alătură și programul. Asta este emoție, asta este obiect. Creierul asociază o emoție cu un obiect. Așa creează programe. Nu știu, câine, plăcere, întuneric, frică. Întuneric este un obiect. Noi îl definim așa, metaforic, ca fiind absența luminii. Dar, de fapt, întunericul este o imagine. Când ai închis ochii, e negru. Creierul vede imagine de negru. A spus întuneric, vede negru. La revedere. În obiect. Și dacă a asociat întuneric cu plăcere, sunt acele persoane care în viața de zi cu zi stau cu draperile trase în casă pentru că nu, prea multă lumină nu mă deranjează. Mă simt mai confortabil așa, mai pe întuneric. Sau frică cu câine, păi vine un cățeluș atât de buzunar și alătrat de 3 ori și tu, fără să fii atent, ești în stare să sari pe stradă în fața tirului de frica cățelului. Deci fără să vezi, de fapt, că pericolul este aproape inexistent. Da? Acum, aceste programe se pot desface, se pot recrea în timpul vieții, în funcție de obiceiurile noastre, în funcție de ce facem în viața de zi cu zi, în funcție de experiența noastră. Și sunt tehnici mentale din care poți să cobori ușor în această frecvență mai profundă a creierului și care este mai... responsabil de majoritatea controlului nostru și să schimbe aceste lucruri. Există tehnică de un fel de meditație. Sau, de exemplu, dacă pot să spun, este tehnica Silva, la fel. A intrat profunzimea creierului din ce în ce mai profund, la nivel profund, îți creezi un spațiu al tău în care îți poți modela aceste programe. Și atunci, în viața de zi cu zi, pe măsură tu ce ți-ai creat aceste programe, modul în care tu cobori în această frecvență profundă, nu știu, un exercițiu poate să dureze 5-7-10 minute și pe 5-7-10 minute în care tu teoretic lucrezi, când ai ieșit din nou în realitatea fizică a tuturor, te simți și odihnit. Și atunci acest power nap, să spunem așa, somn de scurtă durată și foarte odihnitor, de fapt este o
fracțiune de relaxare profundă a fizicului, în timp ce mintea ta își coboară frecvența din beta, unde e așa zisă gălăgie de gânduri, într-o frecvență alfa în care lucrurile se petrec mult mai lent. Asta încerc să explic acest lent, că lentul este de fapt cumva invers față de viața noastră rațională. Este un alt fel de lent. Că dacă tu stai în alfa, te-ai coborât în starea alfa și stai relaxat acolo și mental, folosindu-te de frecvențe mai înalte ale creierului, îți pui în ordine zi, astăzi voi face la ora de, voi face asta, 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 prioritatea este cealaltă, le învârți, le sucești, acolo ai impresia că această organizare ți-a luat mult timp, când ai deschis ochii au trecut 3-5 minute. Și tu ai impresia că ai stat cel puțin jumătate de oră în starea respectivă să programezi. În sensul stă mai lent, adică dintr-o dată beneficiezi de atâta cantitate de timp și trebuie să învăța să faci ca în viața asta, a conștientului prezent, lucrurile, frecvență foarte mare. Și atunci dintr-o dată se pare că ai de numai timp. Asta este un lucru care îl făceam noi pe ocean. Vâsleam la un moment dat, stăteam în stare de relaxare, fizicul avea comanda vâslește și vâsleam continuu. Și mental înduceam procesele cap-coadă. Și la un moment dat, știi, pe la început, după ce am stat mult în starea asta, la un moment dat îmi zic, păi, hai să deschid ochii, să revin în partea asta a prezentului conștient colectiv, că o fi trecut vreo oră, două de când stând aici. Când am deschis ochii și vâsleam, mă întors pe nu știu ce faci, asta bine, bine. Zic, cam cât s-a întâmplat? Că eu am stat așa un pic într-o relaxare, zic eu, am văslit-o coerent și zice, da, cum, acum a stat în relaxare? Eu nu și-a dat seama, adică am văslit în același timp fără nicio problemă. Păi și cam cât timp a trecut? Nu știu, când mă uit după ceas, 10 minute. Adică e acea, te bucuri de acel spațiu imens și odată ce ai intrat în el, ai foarte mult timp. Tu nu mai dormi 5-10 minute. Aici dormi 5-10 minute. În prezentul care, conștient al tuturor. Acolo dormi 2 ore. 2-3 ore câte vrei tu. Ai impresia că dormi. Adică odihna este atât de eficient încât ai echivalentul a ore de somn sau ore de odihnă. Păi, la asta mă gândesc că un astfel de efort care se ducă la un astfel de record, adică cu 6 zile peste recordul mondial, sub recordul mondial, presupune aplicarea unor tehnici și probabil că în acea perioadă de pregătire, toată lumea a avut acces. De că toate s-au discutat. Până la un punct așa au fost. Fiecare cât a putut să ducă. După care eu am continuat cu Ionuț. Noi am aprofundat mult lucrurile. Adică eu făcând oricum de mult lucrul acesta, Ionuț cumva a fost împreună cu mine, hai să te învăț cum fac, să ne armonizăm și să facem mai bine amândoi. Cam așa a fost. Și s-a și văzut în timpul concursului, adică am fost 4 coechipieri, dar am fost 2 echipe total diferite. Adică una cu randamentul ăsta și una cu randamentul ăsta. Așa a fost permanent. Încât la organizatorii, când vreau să vorbească cu mine, dacă era să ne sune prin satelit, când era vreme bună aveam semnal, așa, se uitau la viteza de deplasare a bărcii și când barca se deplasa mai lent, atunci sunau pentru că știau că voi răspunde eu. A fost foarte, foarte interesant. Mult succes în anul 2025 în acea acțiune de traversare a Pacificului de unul singur într-o barcă cu vâsle. La ce discuție am avut aici, putem spera să fim foarte optimiști pentru un record mondial, așa poate o săptămână. Nu ne propunem record. Nu ne propunem. Eu îmi propun să ajung pe partea cealaltă în câte perfectă zile? Siguranță. Asta. Nici măcar număr de zile nu mi-am propus. Mi-am propus de momentul în care am plecat până la final să mă pot bucura de întreaga călătorie, să pot să-mi fac zi de zi ce îmi propun. Și bineînțeles, dacă tu îți faci zi de zi ce îți propui, rezultatul final va fi unul extraordinar. Așa a fost și peste Atlantic. Noi ne-am propus să facem zi de zi anumite lucruri, le-am făcut și la final a ieșit recordul. Dar n-am plecat cu gând de record. V-am zis, în mintea noastră, la plecare, era peste 60 de zile în prima fază, a tuturor. Doar în ziua concursului am putut să le zic, de fapt, colegilor că eu, mental, aveam alte calcule față de calculele de grup de până atunci. Și am zis că voi ajunge pe 21 ianuarie. Așa va fi și pe peste Pacific. Eu o să-mi fac mental un calcul. O să-mi
dozezi cumva timpul și energia în anumită direcție. Și atunci va ieși rezultatul final. Că dacă spun de la început, voi face doar atât, și în momentul în care am ajuns, oamenii vor zice, e normal, că dacă a zis că... ca și cum a fost la plimbare până în parcul Herăstrău și înapoi. Dacă ne lași pe om să se gândească și să vadă un pic din exterior cam cât timp ar lua altor oameni să parcurgă distanța respectivă și cam cât de greu ar fi, și tu vin dintr-o dată cu un rezultat de pe altă planetă, atunci o să înțeleagă de fapt și diferența între omul normal și omul care merge dincolo de limitele lui. Da. Mulțumesc încă o dată. Rămâneți aproape. Nu uitați că pe canalele mele de YouTube, Daniel Roxin Istorie și Granițele Cunoașterii, veți găsi o a doua emisiune realizată împreună cu medicul Vasile Oșan, în care vorbim despre o paralelă între șamanismul sud-american și șamanismul dacic, un subiect foarte, foarte interesant. Toate cele bune, ne revedem în curând!